Bună dimineața, Andra, Daniel, bună dimineața tuturor. La Spitalul de Neurochirurgie din Iași se realizează în medie aproximativ 100 de astfel de intervenții în fiecare an. Bărbatul de 51 de ani a ajuns la spital cu dureri mari de cap și cu tulburări de vedere. În urma investigațiilor s-a descoperit faptul că avea o formațiune tumorală cerebrală malignă, destul de agresivă și care avea, după cum spuneați și voi, aproximativ 10 cm în diametru. Cu ajutorul unui preparat numit Gliolan, s-a reușit îndepărtarea aproximativ 98% din această formațiune. În momentul de față, bărbatul se simte bine, urmează să fie supus unui tratament oncologic. Medicii atrag atenția că tumorile cerebrale nediagnosticate la timp pot fi fatale.